Se putea să nu facă și Victor o aroganță, nu se putea. N-ar mai fi el dacă n-ar face. Aveam de ăștia ca Ponta la școală. Jucau fotbal cu de-aia de clasa a doua și se bucurau dacă băteau. Dar ei erau clasa 11, înțelegeți? Așa și cu moțiunea asta, pe care doar el ar fi putut să o treacă dacă îi ruga pe cei de la PSD în plen să pice guvernul. Deci asta a postat Victor Ponta pe Facebook după căderea moțiunii. Adică, vezi, Doamne, cam asta și-au făcut liberalii. Domnul Ponta, chiar ce șampanie era, domne? Era de aia de la Dubai, de care aveți și dumneavoastră pe factură? Că noi nu prea le avem cu șampaniile. Oricum, și mai amuzant e că filmulețul ăsta se mai potrivește la ceva. Nu știu dacă vă amintiți faza asta. Dragi români, peste 6,2 milioane de voturi m-ați ales președinte al României. Te mulțumesc! L-am sunat pe domnul Iohannis, l-am felicitat pentru victorie. A? Incredibil cum unul și același filmuleț se potrivește la mai multe întâmplări. Domne, ce înseamnă internetul ăsta, auzi? A, chiar, domnul Ponta, nu v-a zis medicul de la Istanbul să nu mai fiți cu nasul pe sus? Riscați să dați în gropi, ar fi nasol pentru genunchi, zic.